Câtă vreme a trecut de când n-am mai băut cafea, parcă nu-i mai simt nici gustul. Fiecare dimineață, două cești, ție și mie, făcute la foc mic, mărunt, ca ochiul de la aragaz. Ochiul care a văzut totul, cum dinții s-au schimbat în porțelan, cum ochii s-au cristalizat, cum încet, încet am rămas aici, doar eu, înfășurată strâns în vise fără cuvinte, fără strigăte, fără vise. Aș vrea un loc unde să am voce, un atât de tare încât ei să-mi poată simți durerea. Nu plâng, nu zâmbesc, nu mă încrunt, și nu mai țip de mult. Uitați-vă la mine. Dispar fără să vă dați seama. În fiecare zi îmi aranjez frumos părul, mi-l piepten și mi-l dau cu fixativ. Îl strâng strâns să nu scape, iar apoi îmi iau creion și îmi pun o altă față. Pe a mea nu o mai regăsesc în nicio reflexie. Credeam că atunci când va veni timpul, îmi vei reaminti tu, mă vei arăta cu degetul și voi putea trăi iarăși. Dar cât de fericit ești cu fețele cele noi. Visele, ele, simt cum mă iau la ele, îmi arată zâmbetele, casele, mamele. Doamne, cum ai creat tu asemenea frumuseți? Văd prin întuneric. Pe mine. Pe mine la 30 de ani. 30. Nu 50.
Mă văd tot mai des la 50 de ani. O văd prea des pe mama. Mă văd cum stau cu ceașca de cafea în mână și o beau în cea mai sinistră liniște. Îi simt și apăsarea. Însă îi aud vocea atât de tare.